Cât are? Cât are suprafața? Are. Are și baie, are și... Poți să nu te văd deloc cu ăștia, dă-ți și tu jos, te rog. Da, mă, bă, tu uite. Haide, te rog, frumos, să-ți văd și o ochi. N-ai nimic. Că se văd mai frumos ochi, când e soare. Auzi... Da. Așa și. Și. Hai să mergem acolo la turci. Vrei? Da, facem mai escapadă. Mergem? Și? E full sau ce? Am intrat noi, dar ei? Noi, e bine la ce, nu mai mâncăm porc sau ce? Nu mai mâncăm carne? Mă împuș, e bine și nu trebuie să mâncăm. Ah, și nu trebuie să mâncăm din asta nimic? Dar să mâncă porc, cum a început astăzi? A început? Cu o săptămână în urmă a început. Și nu mai. Să ținem vinerea? Și că azi trebuie să fim și la biserică. Vezi? Măcar să te fi dus, Alex. La ce oră? 6:30. De asta zic, mai bine îi las lui mașina. Că merge cu Vărămiu. Ce-i pe asta? Asta e misiunea toată de azi. Și le vom după aia, nu? Ce-ai pus aici și pe aici, admirator? A? Ce e? Ce e asta? Ia, dă-mi. Auzi, vii puțin, te rog. Ce e asta? Borsul publice pe prima pauză, să fără la bătă. Păi sunt trucate astea, de unde și până unde? Băi, poate, ai făcut treaba asta? Ai făcut așa ceva? Domnișoara are dușman și... Păi, dușman, dar... Deci cam în costum oriental, de îmbrăcată nu erai? Deci cum arată poza asta? El arată bine, dar tu? Știți? Păi... Am spus că am mai făcut vreo 5 ședințe foto așa și la fel cu oameni. Eu? Eu? Ce vreți ne-ați nebunit? Băi, poate ce asta? Și răspund pe care datorie? Pe fana doamnă și... Ce asta? Oh, God! Păi tu râzi, dar nu-i de râs. Dar ce Dumnezeu? Asta e poza, asta nu... Băi... Dușman, așa, eu... Probabil că am dușman, cu siguranță. Da, așa de dușman? Așa de dușman? Măcar, pe ce să iau eu? Redactorul nostru șef vrea să
publice. Cum să le publice așa ceva? Pe ce să publice? Că sunt trucate. Băi, poți să ai făcut așa ceva? Păi, hai, dar știi tu că am putut vreodată ședință fotografie. Păi eu nu știu, dar știu eu ce mi-a ascuns. Și film, film porno. Și film, nu. Păi și unde e film porno? Tot în poți să semnezi. Tot în poți să semnezi. Și ce zi are? Tot cu domnul? De aici? Cu ăsta? Nu pot să dezvăluie. Da, cred că sunteți o publicație foarte, da, foarte serioasă. Foarte serioasă publicație. Deci trebuie să verificați pozele astea, pentru că se vede foarte clar că sunt. Ce se întâmplă? Și dacă să zicem că nu se vede. Păi nu cred așa ceva. Păi n-are cum să fie pe prima pagină. Atunci aveți o problemă cu mine. Sunt pe prima pagină. Știți cum este legea presei? Noi putem arăta orice, mai departe vă judecați. Eu însă, pe lângă faptul că, mă rog, se pare că poate nu e ok, vezi noastră în casă, mă rog, să o subit, pot să, zicem, adică să vorbesc cu răbatul la șef respectiv, am, care-și ce influență să nu intre săptămâna viitoare. Și ce înseamnă asta? Băi, vă să-i manevra asta, ce dracu, tu pui botul astea? Se fac o brăcire la ce? Nu, că vreau să știu esența lucrurilor. Pe esența, tu nu vezi ce poză, ce e asta, pe bune, de ce mă? Stai puțin, că n-am cum să publice așa ceva, eu tu îmi veni, atâta. Sunt făcute la mișto, ce nu? Și ce se întâmplă, cine ne-a adus pozele este destul prea răspândere. Deci, practic, noi nu facem decât să știți că sunt cont, plătit. Nu facem decât să plătim persoana care ne-a adus contul. Pentru noi e o chestie foarte grasă. Domnișoare, aș vin pe prima pagină și credeți-mă că sunt încă 5. Adică asta e cea mai ok. Cea mai drăguță. Băi, deci asta chiar e ultima, știi? Deci, da, auzi, știi, săptămâna, acum două săptămâni sau trei săptămâni, mă sună cineva tot de la un ziar, cum că aș fi, aș avea niște poze într-o mașină, cum că aș fi condus nu știu ce mașină, că aș fi avut nu știu ce iubită, nu știu de unde, nu știu de unde le inventează pe toate zile astea. Chiar că bune, nu știu de unde le inventează. Deci noi avem, să spun sincer, nu mă rog, nu mă audă, avem poți, plătiți. Da, că pozele astea mă duc și le fac la primul colț, n-am înțeles ce. E, le facem Photoshop, îți dai seama, da. Băi, da, oricum ar fi asta, tot nu trebuie să apară, știi? Că dacă lumea da, e nebună, e nebună, știi ce zice? Tu dansezi, știi ce zice? Stai că poate face și de-astea. Nu e nebunit. Păi eu n-am nebunit, au nebunit alții. Deci chiar. Tu chiar vă admiri. Da, ok. Faceți meseria cum trebuie, vorba aia. Da. Mamă, ce nervă. Mi se pare că asta e... Dar nu înțeleg. Deci, dar de unde, unde și până... Da, asta vreau să vă zic. Să vă pun meșterină, că să vezi că s-ar putea chiar să-mi pierd pâine. Vorba. Dar... Avem și noi, normalistii, trebuie să avem simpatiile noastre, negativele noastre. Că pot eu chiar eu vă simpatizez și chiar m-am gândit că n-ar fi rău să... Ok, și să presupunem că... Să spunem că eu nu vreau să fac poze așa, deși... Nu știu ce s-a descasă, nu știu ce... Cum să se publice așa ceva? Da, bine. Să zicem când așa... Și ce înseamnă? Nu am să...